Lăudărosul. A fost odată un băiat tare lăudăros și mincinos. Într-o zi s-a întors din satul vecin și, trecând pe lângă prietenii săi, s-a oprit să le povestească o bățanie nemai auzită. N-o să vă vine să credeți ce-am pățit. Pe când m-am întors în sat, o haită de 20 de hiene m-au urmărit, dar m-am luptat vitejește cu toate și le-am învins. Ce bazaconii vorbești, la apostrofară prietenii, n-ai fi avut nicio șansă în fața 20 de hiene. Atunci poate nu au fost 20, dar cu siguranță că au fost 10 și erau mari cum n-ați mai văzut, dar nu mi-a fost frică deloc și am stat să le înfrunt. Ea nu mai minți, mai bine recunoaște că or fi fost vreo 3 maxim și ai reușit să scapi cu greu dintre colții lor, îi spuseră iar ceilalți. N-a fost nicio hienă, interveni în discuție un alt flăcău din sat proaspăt sosit. Eu vin chiar acum din satul vecin. Ba a fost, l-a contrazis lăudărosul, cel puțin una, căci am auzit-o urlând în urma mea. N-a fost nicio hienă, a râs celălalt. Eram eu care te strigam să mergem împreună acasă, dar alergai atât de tare încât nu am reușit nici cum să te ajung. Ha, 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 începură să râdă prietenii, erai într-atât de speriat că nici măcar nu ți-ai înțeles propriul nume, dar să te oprești în loc și să privești înapoi. Băiatul cel lăudăros și mincinos își dădu seama că se făcu de rușine și spuse: da, ce, voi nu ați fi fost speriați dacă erați în locul meu? Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Da, măi, spuse unul dintre băieți, dar să fie o hienă pe urmele tale.